În comuna Vama, sosirea Paștelui este întotdeauna un prilej de bucurie atât pentru noi gazdele, cât și pentru oaspeții noștri, care știu că în casele noastre vor găsi cele mai alese bucate, un suflet mare, deschis pentru toți cei care ne calcă pragul. Eram decis să o petrecem în Bucovina. Este un loc cunoscut nou și foarte drag, pentru motivul că găsim aici întotdeauna căldura pe care o căutăm în viața de zi cu zi, în relațiile între oameni. Și mai este un motiv, sunt foarte bine păstrate tradițiile, pentru care cel puțin noi ca părinți luptăm să le întreținem și să le aducem aminte copiilor de adevăratele valori în viața omului de zi cu zi, valori care cu ocazia sărbătorilor pascale sunt într-un mod foarte frumos pomenite și înviate. În noaptea de înviere, când turiștii noștri se întorc de la slujba de înviere, la noi este o tradiție, se mănâncă cozonac și se ciocnesc ouă roșii. Masa festivă este în duminica de învierea Domnului, la prânz, și constă în preparate tradiționale din miel, constând în drob, aperitive, caș proaspăt de oi. Ciorba de miel este nelipsită și friptura de miel. Sarmalele, cozonacii și babele încoapte în oale de lut sunt o tradiție la noi în comună și în zona Bucovinei. Pasca este nelipsită de pe masa de prânz. Prăjiturile tradiționale de casă, care se produc aici la noi în bucătărie, se ciocnește cu ouă roșii și la masa festivă, se bea vin, se bea afinată, care este țuica specifică zonei noastre de munte. Am mai călătorit prin zonă pe aici, doar am trecut. Știam zona și pur și simplu ne-a plăcut, am vrut să venim aici. Este foarte bine, este ok totul, și mâncarea și cazarea, suntem foarte mulțumiți. Sperăm că așa o să fie și toate 3-4 zile, toate zile care o să stăm aici. Cred că o să ne simțim foarte bine, mai ales pentru liniștea care am găsit-o aici. Ospitalitatea, peisajul, bună primire,